Astăzi suntem la a doua ediție a evenimentului Porți Deschise la Ferma Iunga, organizat de Asociația Română despre Mâncare, în parteneriat cu Ferma Iunga și cu Asociația Județeană de Turism prin programul Anii Drumeției. Acest eveniment este cofinanțat de Consiliul Județean Sibiu și astăzi ne-am propus să prezentăm produsele pe care familia Iunga la ferma lor le fac în fiecare zi. Sunt niște oameni foarte harnici, iar ferma lor dețin peste 60 de vaci de lapte, produc brânză telemea, caș. Evenimentul de astăzi și-a propus tocmai asta să facă, să pună în evidență activitatea lor, produsele lor extraordinare. Și de asemenea să au fost invitați aici și alți producători locali din Tilișca și din împrejurii, dând astfel un evenimentului un aer specific local și ajutându-i pe toți de asemenea să-și promoveze produsele lor. Din fericire pentru noi, vremea ne-a ajutat să constituim și un grup de care a plecat în drumeție cu un ghid autorizat și specializat, Radu, de la programul Anii Drumeției, și sperăm că experiența pe care ei o vor trăi în această drumeție, care se desfășoară în jurul fermei, pe pășunile și în zonele din împrejurim, să fie interesantă și bine apreciată de către cei care au ales să meargă în această drumeție. Iată că grupul care a fost în drumeție se întoarce după o oră și un sfert de experiențe inedite și o să-i lăsăm pe ei să ne povestească cum au trăit experiența aceasta. A fost informativ, foarte drăguț, un traseu ușor pentru familie cu copii și pentru cei mai puțin experimentați. Ghidul nostru a fost foarte simpatic și ne-a spus foarte multe povești educative și amuzante.